susține, conform celor de la mondonews.ro, ar fi acest avion de la Școala Națională de Aviație, dar nu se știe cât era un aparatul de zbor. Prefectul de Cluj, Gheorghe Vuscan, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Ce date aveți dumneavoastră? Deci, în acest moment avem foarte puține date, din păcate. Știm că un avion privat se deplasa dinspre București, spre Oradea, și a fost nevoit sau a fost nevoit să aterizeze forțat, sau a apărut un accident în care au căzut la sol în zona Beliș, Scărișoara, din câte relata cel care a sunat la 112. În avion erau 7 persoane, din informațiile noastre de până acum, dar noi, prin Inspectoratul Județean de Poliție, s-au făcut toate demersurile în decăutarea celor care au semnalat acest accident. Știți, sunt persoane rănite. În ce stare v-ați luat legătura cu cei de la SMURD? Deci tot prin șeful Inspectoratului Județean de Poliție am aflat că nu e niciun mort dintre ei, asta e bine, toți sunt răniți, dar alte detalii nu putem să știm în acest moment, se fac căutări pentru a identifica. Puteți să ne spuneți cu ce scop se deplasau? Din datele noastre ar fi fost vorba de medici din capitală care mergeau să preleveze organe. Eu știu în scop umanitar, mai multe detalii nu vă pot da. Dar nu știu, să vă dau. Ne spuneați că este un avion privat. Auzisem că ar fi un avion de la Școala Națională. N-am această informație, deci nu vă pot da mai multe relații decât informații decât cele pe care bine am comunicat. Am înțeles. Bun, vă mulțumesc. În momentul în care vom ști mai multe, o să facem publice informațiile pe care le știm. Așa, între timp, vă mulțumesc foarte mult, domnule prefect, între timp au apărut date noi, încercăm să punem cap la cap informațiile. Dana Belciuc este din nou în legătură telefonică directă cu noi. Înțeleg că ar fi vorba de o cursă umanitară București-Oradea. Așa este, era vorba de o cursă umanitară care efectua o cursă pe ruta București-Oradea. Aeronava de mici dimensiuni s-a prăbușit în zona Beliș din județul Cluj, 7 victime din informațiile pe care le avem noi. Una dintre ele se pare că a sunat la 112 și există până acum informații, repet, neconfirmate, încă neconfirmate, că 3 dintre persoanele care se aflau în acest avion ar fi decedat. Dar, repet, aceste informații sunt informații la prima mână, sunt informații neconfirmate încă de surse de persoane care ar trebui să ajungă la fața locului. Vorbim aici de echipajele SMURD de la Cluj. Tot ce știm în acest moment este că aeronava de mici dimensiuni avea 7 persoane la bord, există 7 victime, una dintre ele a sunat la 112 și există 3 posibili persoane decedate, dar, repet, această informație privind persoanele decedate nu este încă o informație confirmată. Cert este că aeronava, așa cum am spus, efectua o cursă umanitară pe ruta București-Oradea și în această aeronavă a Școlii Superioare de Aviație se afla o echipă medicală și o echipă medicală de la un spital din București care participa la acest zbor umanitar, mergeau de la București către Oradea pentru a ajuta o persoană care avea nevoie de ajutorul de medici din acest avion. Bun, înțeleg că ar fi fost un pilot, un copilot și restul 5 medici, sau mă rog, cadre medicale, medici, asistenți. Cadre medicale, așa este, pilot, copilot și cadre medicale, un avion de mici dimensiuni. Așteptăm și noi ca echipajele SMURD, care deja au plecat pe locul tragediei, să ajungă acolo și să avem informații concrete, informații despre starea celor 7 persoane care se aflau în această aeronavă, să vedem exact care sunt persoanele care participau la acest zbor. Până acum autoritățile știu exact cine era în acel avion, dar până când nu se confirmă numărul răniților și dacă există persoane decedate, așa cum știm noi că ar fi vorba de 3 persoane decedate, numele acestora nu se vor face publice pentru că nimeni nu poate să riște, să-și asume, să anunțe o persoană decedată dacă nu există informații clare și informații certe. Trebuie să ajungă acolo echipajele SMURD care au plecat de la Cluj și trebuie să ajungă acolo. În cazul în care va fi nevoie, iar cei supraviețuitori vor avea nevoie de ajutor medical, sunt pregătite elicopterele de
de la Smult Cluj care să se îndrepte spre locul tragediei. Spuneam, tragedia s-a întâmplat în județul Cluj, deocamdată nu știm ora. Aeronava de mici dimensiuni s-a prăbușit în zona Beliș, undeva între Huedin și Câmpeni. Mulțumesc foarte mult, vom reveni cu siguranță la colega mea, Dana Belciug, în legătură telefonică directă cu noi și Mihai Duță, senior editor B1 TV. Mihai, știm deocamdată din datele pe care le avem că ar fi vorba de un avion Brit Norman 2, 7 persoane la bord. Este, înțeleg, considerat unul dintre cele mai bune avioane ușoare. Bun, e un avion, sigur, Școala Superioară de Aviație are în dotare un astfel de avion, este un avion bun, dar un avion destul de vechi. Acest avion a fost produs de prin anii 60-70. România le-a produs sub licență la acea vreme. Este singurul avion al Școlii Superioare de Aviație care ar putea lua la bord 7 persoane. Mai au încă vreo 3 tipuri de avioane cei de la Școala Superioară de Aviație. Însă acesta este singurul care, așa cum spuneam, poate lua la bord 7 persoane. Este un avion cu elice de producție, vă spuneam, din anii 60-70. Sigur, aceste avioane au fost întreținute și modernizate. Te întrerup, Mihai, te rog să rămâi prin telefon. Ministrul Mircea Dușă este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, ce date aveți dumneavoastră? Noi nu avem date prea multe să vă oferim. Cei care, autoritatea care se ocupă de gestionarea zborurilor este Romața, însă ni s-a solicitat sprijinul pentru a asigura tehnica necesară în vederea declanșării acțiunii de căutare a locului în care s-a prăbușit avionul și sigur că în funcție de condițiile meteo, în această seară vom pune la dispoziție elicoptere de la baza noastră de la Câmpia Turzii pentru a-i sprijini pe cei de la Romața și comisia care a fost numită pentru a analiza termenul în care s-a produs acest accident pentru a sprijini în acțiunea de căutare salvare. Bun, dar ce știți până în acest moment? Că bănuiesc că sunt câteva date concrete, măcar câte persoane erau la bord. Noi am reușit să aflăm. Era un zbor umanitar. Informațiile acestea pot să le dați cei care sunt de controlul zborului. Bun, bănuiesc că dumneavoastră, ca ministru, ați fost informat și aveți câteva date clare. Nouă ni s-a solicitat sprijin pentru elicoptere pentru acțiune de căutare salvare și vom pune la dispoziție, dacă timp permite, în această seară, elicopterele și tehnica de care este nevoie. Sigur că așa cum deja se vehiculează unele informații, la bord ar fi fost 7 persoane, echipajul plus 5 persoane, dar care se deplasau dinspre București pentru a recolta, am înțeles, organe la Arad. Știți dacă sunt medici? Noi aflasem că e posibil să fie medici de la Elia. Nu știu, pentru avioanele militare eu aprob componența persoanelor care urcă la bord, dar pentru avioanele civile, cei de la Romața dirigează și gestionează toate aceste probleme legate de zbor. Care este procedura, domnule ministru, în cazul unui astfel de incident? Pentru că dumneavoastră pomeneați ceva mai devreme de anchetă. Care sigur sunt pașii? Sigur că va trebui numită o comisie care să verifice cauzele care au dus la acest accident. Și este vorba de Departamentul Aviației Civile. Și după ce se petrece un astfel de incident dramatic din datele pe care le avem noi, ce se întâmplă? Sunt făcute verificări și pe avionul respectiv, toate avioanele de tipul... Sigur, se fac toate verificările necesare. Bun, din punct de vedere tehnic și comisia de specialitate care va fi numită de către Departamentul Aviației Civile va proceda conform manualelor tehnice în asemenea situație. Dumneavoastră, când ați fost anunțat și... Cred că acum vreo 25 de minute, 30. Și datele pe care le-ați primit? Că s-a prăbușit un avion și ni se solicită sprijinul pentru a declanșa acțiune de căutare. Au fost trimise deja cele elicoptere sau încă studiați datele? Încă cei de la Romața vor hotărâ acest lucru și sigur că menționam că în funcție de condițiile meteo din zonă vom ridica elicopterele pentru... Sunt niște date, domnule ministru, v-aș întreba, poate știți și dumneavoastră, conform celor de la Mediafax, s-ar fi aflat la bord și purtătorul de cuvânt al spitalului Elias. Nu am asemenea informații.
Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste date. Ministrul Mircea Dușa, Ministrul Apărării, a fost în legătură telefonică directă cu noi. Vă reamintesc că datele cele mai importante ale momentului, o aeronavă care a plecat în această după-amiază din capitală spre Oradea, s-a prăbușit în județul Alba, în apropiere de localitatea Beliș. S-ar fi aflat o echipă de medici la bordul avionului respectiv și printre medicii respectivi care ar fi venit la spitalul Elias, s-ar fi aflat și purtătorul de cuvânt al acestui spital, dar bineînțeles sunt date care trebuie verificate. Cum spunea și ministrul apărării, a fost declanșată o anchetă și bineînțeles toate aceste lucruri trebuie să fie verificate, pentru că nu știm dacă sunt persoane rănite, dacă sunt, din păcate, dacă ar fi vorba chiar și de persoane decedate. Din informațiile pe care le avem noi, este posibil să fi fost un pilot, un copilot și acea echipă formată din medici veniți de la un spital din capitală, probabil spitalul Elias, o echipă de transplant, mergeau la recoltarea unor organe. Vorbim și de un avion care aparține școlii de aviație, un avion de tip BN-2, un avion bine cotat, dar din păcate unele exemplare de acest gen folosite în România au o vechime considerabilă, nu se cunosc datele deocamdată ale avionului respectiv. Mai multe date vă vom oferi după publicitate.